O delegație a județului Suceava, condusă de președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur, va poposi la Viena în zilele de 15 și 16 iunie pentru a participa la manifestarea intitulată Bucovina salută Viena. Evenimentul este inclus în programul național România salută Viena, derulat cu ocazia centenarului Marii Uniri. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava în colaborare cu Institutul Cultural Român și Asociația Mihai Eminescu din Viena. Manifestările vor debuta vineri, 15 iunie, când delegația județului Suceava, în frunte cu președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur, se va întâlni cu reprezentanții mediului de afacere austriac la Camera Federală de Comerț a Austriei. Această întâlnire este urmată de primirea oficială a delegației sucevene la primăria din Viena. Tot vineri va fi omagiat poetul nepereche al României, Mihai Eminescu, delegația din București vina urmând să depună o coroană de flori la bustul marelui poet din piața Bisericii Ortodoxe Române din Viena. Ziua se va încheia cu un concert Eugen Doga. Sâmbătă 16 iunie, în piața din Viena va avea loc târgul de turism și produse tradiționale, unde județul Suceava își va prezenta oferta turistică, istoria meleagurilor, tradițiile, meșteșugurile și gastronomia. În program sunt cuprinse demonstrații practice ale meșterilor populari în olărit, prelucrarea lemnului, încondierea ouălor, pictură pe sticlă, textile, iar pe gastronomie vor fi degustări și demonstrații practice, însemnând realizarea de produse din rețele tradiționale și actuale. De la târg nu vor lipsi programele artistice susținute de orchestra și dansatori a ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu.